să nu tăcem. Pentru că în România, din păcate, ISU a autorizat acel club, acel club nu funcționa de două zile, funcționa de 5-6 ani acolo. E adevărat, sunt diferite denumiri, dar niciunul nu a fost autorizat vreodată. Ori conform legii din România, eu ca patron trebuie să fac bani, mă rog, ca să zicem a legilor capitalismului, eu ca patron trebuie să fac bani, iar tu, stat, trebuie să mă ajuți să funcționez în anumiți parametri. Tu ca stat nu trebuie să mă las să funcționez cu o singură ieșire, tu ca stat nu trebuie să mă las să funcționez, eu știu, ca o fără autorizații sanitar veterinare, fără autorizații ISU, fără autorizații de la primărie. Știm foarte bine cu toții că dacă ne deschidem o tarabă cu castraveți în piață, va veni cineva și va da cu piciorul în taraba noastră că nu i-am plătit autorizații. Despre acel club știa toată lumea. Cum a funcționat? Aici trebuie să răspundă autoritățile. Noi putem acuza și putem aduce eventual unele dovezi. Deci în autorizarea acelui punct de lucru, ISU este de vină, pentru că a permis funcționarea lui în condițiile acelea, cu extintoare expirate sau neîncărcate, fără uși de ieșire și așa mai departe.